Proiectul Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova, ce vizează o investiție de 200 de milioane de euro în vederea extinderii și reabilitării pădurilor pe teritoriul țării, a fost votat de executiv. Astfel, vor fi inițiate negocieri pentru semnarea contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții. Proiectul reprezintă un pas important în combaterea schimbărilor climatice și protecția biodiversității. Contractul prevede finanțarea și implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada cuprinsă între anii 2023 și 2032. Astfel, se urmărește restaurarea aproximativ 63.200 de hectare de terenuri și păduri degradate, construirea unui centru seminologic și trei pepiniere industriale în regiunile nord, centru și sud. Acest fapt contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și la crearea de noi locuri de muncă în zonele rurale. De asemenea, vor fi construite 30 de depozite pentru lemn și drumuri forestiere de acces. Totodată, procesele din sistemul silvic vor fi digitalizate, iar întreprinderile silvice vor fi dotate cu tehnică și utilaje moderne.